Proprietarii terenurilor pe care ambrozia crește au responsabilitatea să le îngrijească constant, în mod special în această perioadă. Controlele sunt efectuate din mai și până în octombrie, iar unde se constată că planta nu a fost cosită sau stropită cu pesticide, sunt date avertismente celor care se fac vinovați de nerespectarea obligațiilor legii. Până în prezent, 3 astfel de somații au fost trimise în Ploiești, însă nimeni nu a fost sancționat. Notificarea se face de către comisia stabilită în acest scop. Sancțiunile sunt aplicate, notificările sunt semnate de către domnul primar. Sancțiunile sunt aplicate de către poliția locală, singuri în măsură să aplice sancțiuni pe astfel de. Domeniul public intervin cei de la SGU în parcuri și ori de câte ori este nevoie și cetățenii reclamă. Tot ce e pe domeniul public al municipiului intervine Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești. Pentru cei alergici la polenul de ambrozie, prezența plantei poate fi extrem de nocivă. Și eu mă confrunt cu această afecțiune, astfel că cei afectați strănută frecvent, au nasul înfundat, senzații de mâncărime în gât, ochi iritați și dureri de cap. Polenul de ambrozie poate agrava de asemenea simptomele astmului și provoacă tuse intensă și respirație șuierătoare. O primă metodă de prevenție a simptomelor generate de prezența plantei este să ne ferim de expunerea la ambrozie în zilele în care există o concentrație foarte mare de polen. Dacă nu poate fi evitată expunerea la polen, este recomandată purtarea măștii în spațiile exterioare, precum și a ochelarilor de soare.